Trec trecerea de pietoni, avem trecerea de pietoni, puteți filma. Deci asta de aici? Da, avem trecerea aici și avem trecerea de partea asta altă. Am înțeles. Dumneata te-ai apropiat de ele. Da, da. Eu am vrut să trec drumul pe acolo. Plus minus 5 metri. Aha. În poliție, au deschis geamul la... Deci ei vineau din direcția, da, asta. Din direcția. Așa. Cu mașină de care? Civilă? BMW, poliție? BMW, civil. Fără, am înțeles. Așa. Eu am deschis, el a deschis geamul, m-a scuipat și eu i-am arătat. Ai rușine, ești polițist. Ei nu au vrut să cedeze la trece? Nu, nu au vrut să cedeze. Eu am mers... Ei oricum au frânat, nu? Ei au frânat, că trebuie să frâneze. Și întâi ai trecut dumneata și apoi ei. Corect. Și eu i-am arătat. Ai rușine, ești polițist, când au deschis geamul. M-a scuipat. Eu am arătat că ai rușine și am plecat. M-a ajuns omul care era la volan, m-a ajuns omul a unui Mercedes. Deci mașina a oprit pe acolo, da, pe undeva, da? Da, mașina a oprit, m-a ajuns ca unui Mercedes ăla, omul de la volan. Deci în intersecții te-a ajuns de urmă? Da, în drum, chiar în drum. În mijlocul drumului. Așa. M-a pălit după cap, eu nici n-am... Când am chemat poliția, poliția a început să zic, da, unde ești, da, și ești. Dar când ești, unde ești, când ești, nu vrei să ajungă la așa și trebuie să ajungi. Dar lor le-ai spus, intersecția străzilor. Corect, toți că m-ai băgat în eroare, că nu te-am căutat, că nu te-am găsit. Și în cât timp a ajuns poliția? Poliția a ajuns undeva în, eu nu mai spun, 20 de minute, mas o minute, plus minus. Am ajuns la sectorul de poliție. Un polițist, a venit mașina de poliție, un polițist m-a luat și m-a dus la sectorul de poliție. Polițistul era cu... Cu mapa. Cu mapa sutua, așa. Îmi spune, ia ca vedeți cum lucrăm noi, că eu nici am cheie, sunt într-un cabinet. Așa mi-a spus. Bună seara. Eu am o întrebare. Când... Mă rog. Ia hătim plăti darogul. И БМВ остановился, мне ударили, я упал. Вы видели? Да, не видели, конечно. Сигареты, конечно, сигареты. Ай, на чьи лац? Сигареты, его ничего не... Дочи, экзакт в фаца ей. Да, да. И не увазил нимик. Супер. Хай сведем чьи лац. Да, фемия evident că nimeni nu a văzut nimic. Corect, corect. Deci nimeni nu a văzut nimic. Nu a văzut nimic. Asta este. Trecerea de pietoni aici și trecerea de pietoni acolo. Și toate magazinele sunt închis, gata. Nu mai este deschis nimic. Deci dumneata ai chemat poliția la 902. Așa. Vă arăt unde m-a dus la sectorul de poliție, care am stat eu la ușă, am așteptat, am sunat la ușă. Am așteptat să și până la urmă nu vreau să primească plângerea. Nu mai a deschis ușa și nici n-am intrat în poliție, nici n-am intrat în sectorul de poliție. Eu vă arăt amul. Nu ți-a zis, vii mâine măcar. Vreți să vă arăt... Ce asta e comisariatul? Da. Hai să sunăm. Da, 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 e că și-am venit. Da, 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 eu m-am găsit aici, am dat. Nu vreau să declarăm cum a fost. Poftim! Dar de ce n-ați luat plângerea atunci când a venit omul? El a venit cu o plângere, n-ați mers la fața locului, n-ați intervievat pe nimeni, n-ați făcut... Domnul a plecat de la fața locului, după ce a chemat... După ce echipajul de poliție l-a purtat pe toate drumurile? Nu. Păi ascultați la 902 ce i-a spus, vină aici, vină încoace, ce înseamnă domnul a plecat de la fața locului? Eu când am venit pe stradă... Când am venit cu Teodorul aici, da, corect. Corect. Acolo a fost și echipajul, da, și domnul. Care și de ce n-ați luat plângerea omului? Eu vă spun. I-ați spus că e încuiat aici, nu puteți da, primi. Da, da, da. Și da, e normală chestia asta? Dar eu ce pot să fac? Eu prima zi lucrez, domnule. Eu prima zi lucrez aici. Înțelegeți? Deci cetățeanul a fost bătut în stradă și dumneata nu-i primești plângerea pentru că deci, ești prima zi la lucru. Am înțeles bine, eu nu? Eu n-ați înțeles corect. Poftim de primești plângere. Dar cum e numele dumneavoastră? Alexandru. Și mai cum? Iordan. Eu vreau să spun domnul Alexandru că
El s-a adresat cu un polițist. De acord, dar la fața locului. Nu trebuia să vină să vorbească cu cei care au văzut. S-a adresat și lans polițist pe care au venit cu mașina. Eu locul plecat, da, la fața corect, locului. Corect. Ați auzit și eu spun. Pur și simplu m-a sunat și domnului, o solicitat echipajul pe stradă. Ghibu cu Teodorovici. Corect? Corect. Nu, pe Pelivan. Și poliția i-a spus că nu știe unde. Vine la Flacăra, așa, vine la Pelivan. Deci poliția l-a purtat. Poliția i-a chemat să vină la Flacăra, pe urmă vine în altă parte. Vi se pare normal lucrul ăsta, domn polițist? Eu am venit la Flacăra? Nu, domn sectorist a fost. Eu am înțeles, dar ceilalți polițiști l-au purtat. Nu dați vina pe el. I-a spus vină la Flacăra. Au venit la Flacăra. Acum ce dai vina pe el că a plecat de la fața locului? De la mine ce vreți? Mi se pare aiurea să dai vina pe om. Eu nu dau vina. Poliția l-a chemat la Flacăra. El a venit la Flacăra la chemat. La Flacăra. Și atunci, voi polițiștii nu știți ce faceți. Nu eu l-am. Deci nu dați vina pe om. Doi, de ce n-ați primit cererea scrisă? Eu l-am chemat la plângerea. Flacăra. De ce nu ați primit? Eu v-am explicat. Eu n-am cheie de la sector. Excelent. Poftim. Poftim tocul, luați loc de pune. Eu am amințit și m-am întors. Când m-am întors, nu știu cum m-am. Nu-i proba de-a dintre mă sărit. El zice, nu-a băiat treaba, are cum nu-i bun. Deci și eu, boxor, am și eu o leagă de experiență în sport, dar ăsta e băiat care tare băiat, bari cu unul. Dar să-i vii, băiat, dar să-i vii și un coroc. A, pentru coroc. Cum să-l găsesc acum? Și poliția te-a întrebat pe tine cum să-l găsesc. Cum să-l găsesc? Adică eu cum să-l găsesc? Singur să-l găsesc? Bine, să-mi pun forțele mele de astea și să-l găsesc. Domnul polițist, conform legii, dumneata, ce trebuia să faci? Când omul chema poliția, să vii cu el la secție și să-i spui du-te acasă? Mă deplasez acolo unde a fost comisă. Dumneavoastră, și mașina n-ați avut când ați venit. Ați venit cu papca suțoasă. Scuzați-mă, așa a fost. Bun, și la locul. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dumneavoastră ați venit, ați făcut... Dar la comisariat de ce trebuia? Ați veniți dacă la fața locului s-a întâmplat? Acolo nu, eu cu dumneavoastră sunt de acord. El a venit, a spus cum și s-a întâmplat. Dar polițiștii care... Păi a spus, dar el plângerea, au primit o lecție, ți-a primit plângerea. Nu, plângerea că eu i-am scris, oameni buni, clas, că văd, poliția nu mai lucrează la noi în Moldova. Păi cum ai constatat că nu lucrează? Că era încuiat? Că încuiat o ușă, zic și eu să mai stau la ușa lor să aștept. Eu duc acasă și mă... Și n-ai auzit că întreabă cum ai să mă găsești? Mâine la muncă, eu nu mai pot să aștept.